Paradoxul locurilor de muncă se găsește în județele mici și fără economie puternică. Dacă în județele dezvoltate cele mai multe locuri de muncă sunt în sistemul privat, în județele mai puțin dezvoltate, statul are aproape atâția angajați ca firmele private. Mehedințiul este un astfel de exemplu, unde sistemul public are mulți angajați, ceea ce denotă o economie slabă. În cel de-al doilea municipiu din Mehedinți, cel mai mare angajator este statul. Vorbim despre Spitalul Municipal Orșova, entitate care este în continuare în căutare de personal. Situația este una care arată o economie slab dezvoltată la nivelul acestui oraș. Spitalul Municipal din Orșova este cel mai mare angajator din municipiul Orșova, pentru că noi avem 221 de angajați. Din aceștia, 11 sunt medici rezidenți care trebuie să ne vină în decursul următorilor ani. Deci, practic, noi avem 210 angajați. Efectiv acum în plată. Este aberant ca statul român să fie cel mai mare angajator, pentru că într-o economie sănătoasă, statul, de fapt, trebuie să fie pe locul 2 ca angajator, pentru că, până la urmă, vedeți, noi cheltuim din banii pe care cu toții îi dăm ca persoane fizice sistemului de asigurări sociale. Din contră, politicile economice, fiscale, cele inclusiv sociale, ar trebui duse de așa manieră încât să susțină mediul privat, nu mediul, adică angajatorul, statul român. Pentru că acum trebuie să ne ascundem după degete. Cel mai prost administrator din toate timpurile în România a fost statul român. Situația este asemănătoare la nivelul întregului județ. Statul face concurență serioasă privatului. Mari angajatorii statului sunt, de departe, Spitalul Municipal de Urgență și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți. Unitatea noastră medicală este cea mai mare unitate angajatoare la nivelul județului Mehedinți. În momentul de față avem angajați 1347, din care face parte atât personalul medical, cât și personal auxiliar, personal TESA, personal administrativ. La acest moment avem 770 de posturi ocupate, dintr-un total de 967 de posturi aprobate prin organigramă. După cum vedeți, rezultă o diferență de 197 de posturi vacante la acest moment, dar pe care nici nu intenționăm să le ocupăm în perioada următoare. Deși mediul privat face angajări, în continuare statisticile arată că sistemul bugetar continuă să facă concurență serioasă firmelor. Locuri de muncă vacante, în fiecare săptămână avem aproximativ 100. Cele mai multe sunt industria de confecții, cablaje, care chiar la o discuție astăzi cu angajatorul are nevoie de foarte mult personal. Dacă până acum angaja câte 50 pe săptămână, acum 20 de persoane se angajează pe săptămână, a scăzut numărul CV-urilor. Rata șomajului este în creștere. Este un număr de 5592 de angajatori activi, un număr de 40322 de contracte individuale de muncă încheiate care sunt active, dintre care 15.908 contracte individuale de muncă sunt la angajatori cu capital de stat și respectiv 24.414 la angajatori cu capital privat. La nivelul județului Mehedinți există un număr de 65 de unități de stat care au un număr de 5.065 de salariați și un număr de 52 de firme care au un număr de 6087 de contracte individuale de muncă. E drept însă că sistemul privat nu oferă salarii la fel de atractive precum cel bugetar. Și mai grav este faptul că în ultimii ani se observă o tendință de migrare a personalului angajat în privat și specializat către instituții de stat.